În orașul Hâncești va fi edificată o nouă unitate de salvatori și pompieri. Construcția va avea mai multe birouri de lucru, sală de sport, teren de fotbal, dar și boxe pentru păstrarea tehnicii de intervenție în situații excepționale. În ajun de ziua salvatorului, conducerea IGCU, reprezentată de general-majorul Mihail Harabagiu, a vizitat șantierul de construcție unde au demarat lucrările și totodată a asistat la serviciul divin realizat pentru edificarea construcției. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice, dar și localnicii. Potrivit IGCU, în noua unitate vor activa peste 70 de angajați din cadrul Direcției Situații Excepționale Hâncești, care la moment sunt dislocați în alt edificiu. Efectivul Direcției Situații Excepționale Hâncești de mult visa ca să aibă un serviciu de laudat. Iată în sfârșit, deci am reușit să ajungem la dumneavoastră. Alături de sediul direcției, urmează ca să avem și un stadion pentru pregătirea noastră profesională și să avem, practic, toată infrastructura necesară ca să fim pregătiți atunci când ar fi necesitate să facem față cerințelor oamenilor înaintate față de noi. Conform proiectului de construcție a noii unități, aceasta urmează să fie dată în exploatare peste un an. Realizarea proiectului are loc grație programului de asistență tehnică ambasadei SUA, contribuția poporului american fiind în valoare de peste $500.000.